A doua ediție a Festivalului Fânului a avut loc în această duminică. Cap de afiș al spectacolului a fost Toana Bogza-Pintea, Bogdan Georgescu, împreună cu formația Analog și Vali Vijelie. Spectacolul a început la ora 16 în curtea școlii gimnaziale Șoarș. Au mai urcat pe scena amenajată ansamblul Transilvania Felmer, ansamblul Făgărașul, fanfara Șinca Nouă, Diana Gribincea, Mioara Marinca, Curia Daria Arabela, Curia Georgiana, Elena Pirău și Laurențiu Begu. Ioan. În paralel la Căminul Cultural din Șoarș s-a derulat o degustare de produse tradiționale ale producătorilor locali. Hai, dar așa, să vă văd! Un real succes, să zic așa, a venit destulă lume, eu zic că stăm bine, o să așteptăm și mai multă lume. Evenimentul, zic eu că e un succes, deoarece avem un pic de experiență față de prima ediție, o să fie bine, așteptăm lume cât mai multă. Așa cum am promis anul trecut, că o să mai facem încă o dată, adică a doua ediție Festivalul Fânului, ne-am ținut de cuvânt și iată că am reușit cu eforturi, cu o echipă puternică, cu doamna Anca Bătiu, care este lângă mine directoarea de proiect, și am reușit să facem acest eveniment frumos, zic eu, tradițional, cel puțin pentru Comuna Șoarș, și până la acest moment a venit foarte multă lume, mai așteptăm, avem un program foarte frumos, cultural, și am avut și avem încă o degustare de produse tradiționale în cămin, care au un adevărat succes, a avut un adevărat succes. Astăzi am făcut fân, acum l-am dus în șură și am chemat oameni în ajutor, nu? Da. Să-l strângem și să-l punem bine pentru iarnă. Cum ați zis, a doua ediție, de data asta am schimbat un pic retorica. În prima ediție a fost vorba despre munca bărbaților, munca la câmp, despre cai, despre legătura omului de aici, de pe meleagurile astea, cu natura, cu animalele. Anul ăsta ne-am dus în altă direcție și am vrut să celebrăm femeia, femeia care gătește, femeia care pune bucate în traistă, și încă mai avem norocul să avem femei care știu să facă aici pâine de casă,
Henkleș, gogoși, gemuri foarte bune, am avut prăjituri de casă și o expoziție cu costume populare din toate satele comunei. Lavanda de la Bărcut, am avut apicultori. Și la anul le-am promis oamenilor că ne vom pregăti la fel de bine și urmează să petrecem acum împreună, dacă fânul nu ni l-a plouat, îi înșură, acum putem să petrecem. Așteptăm pe toată lumea să vină, dacă n-au reușit anul ăsta, îi așteptăm la anul. Sau dacă, adică și dacă n-au venit până acum, mai au timp să vină.